Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, în studioul Europei Libere de la Chișinău, mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să discutăm astăzi despre cel mai fierbinte subiect din societatea moldavă și anume ce se întâmplă în jurul cazului procurorului general. Unii îl acuză, alții îl apără. Dumneavoastră, ce ne puteți spune despre toată această poveste de la izbucnirea conflictului și până acum? Pentru că totuși a fost o dispută între procurorul general Stoianoglu și noua putere. Da, bine. Ce s-a întâmplat zilele trecute a fost cumva o schimbare de abordare în raport cu lucrurile care s-au încercat a fi făcute anterior. Eu vreau aici să reiterez într-un fel că ceea ce a invocat Lilian Carp în acea sesizare nu este nou. Exact. Sau cam aceleași lucruri le-a menționat și anterior, de exemplu, fosta mea colegă din Parlament, Inga Grigoriu. Ea a făcut la fel o sesizare către Consiliul Superior al Procurorilor, doar că atunci examinarea acelei sesizări a fost blocată. A fost blocată și nu a fost examinată în general. Acum, lămuriți și celor care ne urmăresc. Ce prevedea acea sesizare? În raport cu Alexandru Stoianoglu existau mai multe bănuieli, haideți să le spunem așa. Pentru că ele privire, nu au fost probate. Da, nu, cu privire la comiterea unor infracțiuni de ordin penal. Conform legii, atunci când există astfel de bănuieli în raport cu Procurorul General, Consiliul Superior al Procurorilor, care este organul de autoadministrare a procurorilor, pur și simplu decide desemnarea unui procuror. Atât. Aici se încheie mandatul Consiliului Superior al Procurorilor. Deci, având în vedere că în spațiu public a existat astfel de informații, anterior, alții au încercat să facă astfel de sesizări. Doar că Consiliul Superior al Procurorilor niciodată nu examina, nu le examina, el nici nu ajungeau pe masa CSP-ului. De data aceasta, probabil având în vedere schimbarea puterii, dorința sau mesajul foarte clar a puterii, că ea vrea schimbări în sensul statului de drept și în sensul sancționării hoților. Deci există voință politică în sensul respectiv și abordarea Consiliului Superior al Procurorilor s-a schimbat și respectiv Consiliul Superior al Procurorilor a decis desemnarea unui procuror care să analizeze ceea ce este indicat în acea sesizare. Deja, ceea ce a urmat în continuare este activitatea procuraturii, este decizia procurorului care a considerat că există bănuieli rezonabile, deci este doar o primă etapă, nici de cum asta nu înseamnă că Alexandru Stoianoglu este vinovat, dar el a considerat că există aceste bănuieli rezonabile, prin urmare a decis să vină cu, să adopte acea ordonanță. Și prin efectul legii, în situația în care există o ordonanță în cazul procurorului general, mandatul acestuia se suspendă de drept. Aici suntem la momentul respectiv. Având în vedere că s-a suspendat de drept mandatul procurorului general și tot legea spune că și mandatul adjuncților se suspendă într-o astfel de ipoteză, Consiliul Superior al Procurorilor s-a convocat ieri în ședință și a decis să selecteze un candidat la funcția de procuror general interimar. O să vorbim despre ce urmează să se întâmple la procuratură odată cu desemnarea domnului Robu în funcția de procuror general ad interim, dar până atunci, ziceam că nu doar, sau în primul rând politicienii, o tabără îl sprijină, altă tabără îl condamnă. Puterea nu e de acord cu felul cum își îndeplinea mandatul domnul Stoianoglu, iar opoziția insistă că el trebuia să rămână să-și ducă mandatul până la bun sfârșit. Dar acum o să citesc câteva constatări din rândul mediului de experți sau a juriștilor. Iată ce spun unii dintre ei. Declarațiile de luni ale procurorului general sunt condamnabile. Au fost declarații de politician, mai puțin de procuror, însă ce s-a întâmplat marți dovedește că cineva cunoaște destul de prost codul de procedură penală și
CEDO, cu așa cunoștințe nu construiești statul de drept. E un mesaj. Altul. Încă o dată se demonstrează cu siguranță pe domeniul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului că Republica Moldova va avea încă foarte și foarte mult de lucru. Și al treilea mesaj. Explicați-le, vă rog, oamenilor buni că ei creează un precedent foarte și foarte periculos dacă nu le duce capul să elibereze din funcție un procuror general conform legii pe care tot ei au modificat-o. Mă întreb cum vor proceda mai departe. Iată ce le răspundeți acestor juriști. Bine, fiecare are dreptul să-și expună, să critici, să laude. Suntem un stat democratic, eu accept orice opinii. Noi am avut dezbateri la Consiliul Superior al Procurorilor, pe care procedură mergem, pe de-o parte există codul administrativ, pe de altă parte același cod administrativ spune că în cazul în care vorbim de acțiuni prevăzute de codul penal, codul administrativ nu mai este aplicabil și Consiliul a decis să meargă să interpreteze legea prin prisma codului penal și codului de procedură penală, a examinat această sesizare așa cum prevede acest cod, pur și simplu a desemnat un procuror și atât. Acum am văzut că procurorul general suspendat a contestat în justiție această decizie și urmează să vedem ce spune. Curtea de apel a respins, din câte cunosc în acest. Nu cunosc foarte multe detalii, deci încă o dată noi, ceea ce a făcut Consiliul Superior al Procurorilor este că doar a desemnat un procuror care este responsabil de analiza acelei sesizări. Atât. Altceva. Dar dumneavoastră admiteți că totuși domnul Stoianoglu poate să revină în funcție dacă eventual s-ar fi încălcat procedurile legale? Deci domnul Stoianoglu poate să revină în funcție dacă există o hotărâre a instanței judecătorești. Da, teoretic putem să admitem și o astfel de ipoteză. Și dacă admiteți o astfel de ipoteză, cum ar continua activitatea lui dacă atitudinea guvernării este totuși ostilă? Bine, contează, nu știu, atitudinea guvernării, contează ceea ce își doresc cetățenii Republicii Moldova. De fapt, noi percepem lucrurile altfel decât prin prisma doleanțelor cetățenilor. Oamenii s-au expus de două ori în cadrul a două scrutinii și au spus foarte clar că ei își doresc dreptate, își doresc un stat de drept, își doresc instituții responsabile care aplică legea. Dacă este să ne referim la instituția procuraturii, este o instituție foarte importantă de care depinde dacă în Republica Moldova există sau se face sau nu se face dreptate și oamenii își doresc ca să avem o instituție curajoasă, independentă, care merge înainte împotriva tuturor celor care încalcă legea, indiferent de statutul acestora. Deci indiferent că în fața procurorului este un deputat, un ministru, un cetățean obișnuit, legea este una pentru toți și procurorii trebuie să o aplice fără a face o distincție între statutul persoanei care încalcă legea. Dar până la urmă, ați încercat să aflați din primă sursă de ce atât de greu se ajunge la o finalitate pe marginea dosarelor de rezonanță în societate? Într-adevăr, oamenii așteaptă această finalitate, să vadă cine au fost făptașii, de ce a fost jăcmănit statul, de ce s-a încurcat propriul buzunar cu buzunarul statului. Noi am avut o perioadă când s-au văzut anumite progrese, chiar dacă mici, dar oricum oamenii au simțit anumiți pași înainte. În perioada anului 2019, undeva luna august-septembrie. După ce a plecat domnul Haruja? Da, eu eram deputat atunci, eram președintele Comisiei Juridice, mi-aduc aminte, noi am ridicat imunitatea la mai multe persoane în raport cu care planau suspiciuni de corupție, doar că, din păcate, mai ales după ce a venit domnul Stoianoglu, cam toți cei care
cărora noi le-am ridicat imunitatea în calitate de parlamentari au fost absolviți de orice răspundere. Și ulterior a continuat toată această situație, parcursul mandatului domnului Stoianoglu. La începutul preluării mandatului noi am încercat să analizăm prima perioadă activitatea sa, deci în prima jumătate de an am impresia că nu am adus absolut nicio critică activității lui, am tot spus haideți să lăsăm ce face, doar că pe urmă deja nu am mai putut să privim pur și simplu așa la lucrurile care se întâmplau grave din punctul nostru de vedere și cel mai lucru care cumva a constituit cireașa de pitor, dacă putem să o numim așa, este evident că acțiunile domnului Stoianoglu în raport cu Vyacheslav Platon și tot ce a urmat mai departe. Și din acel moment deja am început să punem la îndoială capacitatea domnului Stoianoglu de a lupta pe bune cu corupția, mai ales cu marea corupție, corupția politică și tot așa mai departe și, din păcate, percepția mea sau așa cum văd eu lucrurile, domnul Stoianoglu nu este un procuror care să lupte cu marea corupție. Dar ce rezultate ați așteptat dumneavoastră în această luptă cu marea corupție? Bine, sunt lucruri extrem de grave care s-au întâmplat de-a lungul timpului și în raport cu care procuratura nu a avansat deloc. Vorbim de același furt a miliardului. Zero bani recuperați. De câte ori am vorbit despre lucrul ăsta? Zero persoane condamnate. Noi nu avem niciun condamnat. Parcă s-au furat 5 lei din bugetul de stat și nu un miliard de dolari pe care cetățenii urmează să-l întoarcă până în 2051. Vorbim de Landromat, celebrul Landromat, când s-au spălat miliarde prin Republica Moldova. Vorbim de același dosar a aeroportului, furtul aeroportului, care nu s-a soldat absolut cu nimic. Eu mi-aduc aminte o ședință a Consiliului Suprem de Securitate din luna decembrie 2020, una din primele ședințe convocate doamna președinte, la care procurorul general a spus că într-o lună dosarul va fi înjudicat, se va solicita sancționarea persoanelor care au participat la acest furt, se va solicita anularea contractului și restituirea aeroportului către stat. Iată că suntem în luna octombrie anului 2021, dosarul nu este expediat în judecată. Cei care asupra cărora planau suspiciuni că au contribuit la acest furt, au fost eliberați, absolviți de orice răspundere. Aeroportul în continuare este în proprietatea celor care au pus la cale toată aceeași schemă șmecherească din 2013-2014. Și putem să continuăm multe cazuri pe care să le scoatem în evidență și de unde rezultă foarte clar că activitatea procuraturii pe mandatul domnului Stoianoglu a fost cel puțin ineficient. Jurnaliștii de investigație din întreaga lume acum aduc la lumină anumite ilegalități pe care le-ar fi comis mai mulți lideri de state, inclusiv și Republica Moldova se regăsește în acele investigații. Vreau să vă întreb, ce părere aveți dumneavoastră că jurnaliștii reușesc să ajungă până unde au reușit să ducă, să scoată bani din țară și autoritățile statului care sunt plătite din banii publici atât de greu dau de urma celor care au spălat bani? Este cumva un caz care vorbește despre cum derulează lucrurile. Câteva zile în urmă, atunci când a apărut acea investigație despre banii, milioanele, sume colosale pe care le-a spălat Plahotniuc, procuratura, în loc să se autosesizeze, să dea dimineață un comunicat și spună că inițiem cercetările, luăm legătura cu jurnaliștii sau cu statele
prin care s-au spălat acești bani, el a ieșit cu acea conferință de presă unde încălcând toate legile, regulile, a folosit materiale din dosare penale în interes propriu, a încălcat convenția de la Viena care ține de statutul diplomaților, l-a făcut pe Platon un salvator, deci a menționat direct că el a solicitat ajutorul lui Platon, deci procuratura a solicitat ajutorul unui condamnat penal. Și nici vorbă despre autosesizarea în raport cu acea situație. Nu, domnul Steanoglu atunci a spus că ar trebui verificate acele investigații ca să se vadă dacă sunt concludente probele. Da, deci vorbim despre lipsa acțiunilor și nu asta își doresc cetățenii și lucrul ăsta putem să-l spunem foarte ferm, că eu sunt sigur că poporul Republicii Moldova nu își dorește procurori care să iasă, să facă declarații politice, să învinuiască ambasadori, să învinuiască membrii societății civile pentru mese rotunde sau pentru discuții de pregătire a unui mese rotunde. Dar cele declarații referitor la donatori, la partenerii externi ai Republicii Moldova pe care le-a făcut domnul Stoianoglu, aducându-le într-un fel critică, pot afecta cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, dintre Republica Moldova și alte state? Bine, au fost niște declarații foarte grave, pentru că dincolo de... deci dacă ne referim la darea publicității a unui conversații private dintre domnul Mihalcu și altcineva, deci sunt lucruri de o gravitate excepțională, pentru că în primul rând acele materiale, din câte am înțeles eu de la el, au făcut parte din cadrul unor dosare penale la care procurorul general a avut acces prin prisma calității sale de procuror general, da? Deci nu a avut acces în calitatea sa de persoană privată, Alexander Stoianoglu. Și iată că acele informații pe care el le-a accesat din postura sa, le-a folosit în interesul său privat, nu în interes public. Și doi, evident, să dai tu conversații ale unui ambasador, deci dincolo de încălcarea legii naționale, s-a încălcat și Convenția de la Viena, care vorbește despre imunitatea diplomaților. Deci sunt lucruri pur și simplu ieșite din comun. Eu sper că partenerii noștri vor înțelege că ceea ce a făcut Stoianoglu este o chestiune care ține de persoana sa și lucrul ăsta nu va avea repercusiuni asupra relațiilor cu statul Republica Moldova. Și am văzut că și ministrul de externe a reacționat și a condamnat această inepție. Opoziția vă reproșează insistent că vreți să subordonați instituțiile de drept, că ați vrea ele să fie docile, servile. Noi vrem să construim un stat de drept, noi vrem să construim instituții care să facă ceea ce este indicat în lege cu privire la misiunea lor. Misiunea procuraturii este de a combate corupția și de a pedepsi cei care încalcă legea. Nici de cum nu este de a scăpa de pușcărie pe cei care au încălcat legea. Principiul separării puterilor în stat este respectat? Sau se implică prea mult politicul în treburile justiției? Deci, noi vrem, și lucrul ăsta este, eu am transmis și ieri un mesaj către procuratură. Procurorii trebuie să se obișnuiască sau să învețe să fie independenți. Eu niciodată nu voi suna vreun procuror general, un procuror șef anticorupție, șeful PC Coxului, pentru a-i spune, închide dosarul ăsta, deschide dosarul ăsta, deschide dosar pe X sau pe Y. Deci procurorii trebuie să se obișnuiască, să ia decizii singuri, reieșând din circumstanțele cauzelor pe care le au în gestiune.
În al doilea rând, procurorii trebuie să învețe să fie independenți și de grupurile de interes. Nu doar de politic, dar și de grupurile de interes. Deci independență în acțiunile pe care urmează să le întreprind. Lucrul ăsta este complicat, pentru că până acum, chiar dacă noi am avut în lege scris fiecare articol cuvântul independent, ei nu au fost independenți, pentru că tot timpul a fost factorul politic, sau aproape tot timpul a fost factorul politic care a dictat cumva anumite decizii. Noi vrem să avem astfel de instituții care să fie chiar independente. Noi, eu reprezint PAS, noi în PAS nu avem persoane care ar fi certate cu legea sau care ar avea nevoie de indulgență din partea procurorilor. Noi vrem ca procurorii să acționeze exact așa cum trebuie să acționeze, cum funcționează o procuratură dintr-un stat de drept autentic. Domnul Stoianoglu a anunțat că dosare politice pe timpul mandatului său nu au fost intentate și așa că s-a scăpat de un aspect al problemei care a fost pe larg discutat în cei aproape ultimii 10 ani, nu? Când totuși organele de drept puteau să deschidă repede un dosar pe numele adversarului politic. Știți cum aici, depinde din care, prin care prismă te uiți, pentru că, de exemplu, același celebru episod când Dodon ia o sacoșă cu bani și despre care vorbește chiar și Stoianoglu, spune că el crede că acolo erau bani. Bani furați. Deci nu era vorba de banii lui Plahotniuc, care i-a câștigat muncind de dimineață până seara peste hotare. Erau bani de la cetățenii Republicii Moldova care nu erau oficiali, nu treceau prin contabilități. Deci a fost o mită pe care a dat-o cel mai mare oligarh sau oligarhul șef a Republicii Moldova din acea perioadă, președintelui Republicii Moldova. Și cu toate acestea, procurorul nu a considerat că lucrul ăsta este grav, dar toată lumea care analizează cât de cât obiectiv lucrurile din țară, de peste hotare, își dă seama că lucrul ăsta este absolut inadmisibil. Într-un stat normal așa ceva nu se poate întâmpla. De cei care, atât cel care a dat, cât și cel care a luat acești bani, urmeau a fi investigați. De unde banii ăștia? Pentru ce banii ăștia? Cum s-au folosit banii ăștia? Respectiv, asta era menirea procurorului, să facă, să organizeze lucrurile așa încât să existe acolo o investigație, pentru că nu pot să închizi ochii la domnul Stoianoglu zicea atât de grave. Că e foarte greu de investigat acest caz. Păi asta este problemă, asta este tot o problemă a domnului Stoianoglu. Dacă el nu poate, poate era cazul să plece. Cât timp ar putea să dețină interimatul domnul Robu? Nu știu, greu de spus. Interimatul se exercită? Se exercită până când nu este selectat altcineva printr-un concurs, fie dacă prin aceeași procedură nu încetează interimatul și vine un alt interimat. Adică sunt posibile ambele opțiuni. Dacă este, ne referim la interimatul în cazul suspendării în legătură cu începerea urmăririi penale, am prins că este un termen 12 luni. Da, așa am dar ca regulă, interimatul se exercită până atâta timp cât funcția nu este... Deci pentru a numi un titular, ai nevoie ca funcția să fie vacantă. Și eventual un concurs, dacă se ajunge, că trebuie să fie organizat un concurs. Deci în momentul în care se vacantează această funcție, atunci da, se organizează un concurs. Și asta poate să se întâmple abia peste un an? Nu, eu cred că și mai devreme poate să se întâmple. De ce peste un an? Peste un an, dacă admitem că ăsta rămâne suspendat și altceva nu se întâmplă. Alegerea unui nou procuror ar schimba mult situația? Repede ar apărea rezultatele pe care le așteaptă cetățenii de ani de zile? Bine, depinde. Eu, de exemplu, am speranță și în actualul, sau îmi pun anumite speranțe și în actualul interimar, pentru că el a fost o perioadă scurtă de timp procuror general interimar și societatea a văzut anumite progrese. Sigur că poate
oamenii și eu la fel, aș fi vrut mai mult, dar ceva s-a mișcat acolo. Și chiar eram ieri la ședința Consiliului și vorbeam despre faptul că toate solicitările domnului Robu, în calitatea sa de procuror general interimar, către Parlament, în sensul ridicării imunității deputaților, nu au ajuns la vreo finalitate, deoarece după schimbarea procurorului general, odată cu venirea domnului Stoianoglu, au fost închise toate dosarele care au fost deschise pe persoanele pentru care Parlamentul a votat ridicarea imunității. Da, eu mi-amintesc atunci când a venit domnul Stoianoglu în Parlament și a cerut ridicarea imunității pentru câțiva aleși ai poporului, ca după asta instanța să zică că... Stoianoglu sau Robu? Stoianoglu. Când a venit și a cerut ridicarea imunității pentru unii deputați. Da, pentru Ulanov și pentru Jordan. Da, da, exact. Și instanța i-a îndreptățit. Din câte eu am citit, dosarele, cel puțin unul din dosare, am impresia că este în instanță. Din alea pentru care Stoianoglu a solicitat ridicarea imunității, este instanță. Dar trebuie de verificat. Aha, adică poate fi încă pe rol și... N-am mai aflat. Asta este și la fel o problemă foarte mare. Pentru că eu, de exemplu, am urmărit de prin 2005 ce s-a întâmplat în, mai ales în România. Am urmărit reforma doamnei Macovei, cum s-a schimbat legea, s-a creat din PNA, s-a creat DNA, s-a pus un procuror șef acolo, au pornit primele dosare, dar nu după o lună sau două luni, cam după câțiva ani, pentru că o instituție, ca să o construiești, îți trebuie un pic de timp. Dar nici Procurorul General al României, nici Procurorul Șef Anticorupție nu ieșeau cu declarații publice zilnic pentru ca să spună oamenilor că ei fac asta, ei fac asta. În locul declarațiilor publice vorbeau dosarele pe care fie le instrumentau, fie le trimiteau în instanța de judecată, fie obțineau condamnări a deputaților, miniștrilor, prim-miniștrilor, foști președinți de parlamente în funcții. Da? Deci asta este, prin asta o procuratură poate să obțină sprijinul sau să fie percepută de către cetățeni ca o instituție de încredere, anume prin ceea ce faci, nu neapărat prin ceea ce spui. Dar dumneavoastră ați reușit până la urmă să aflați ce urma să spună domnul Stoianoglu în cadrul acelui briefing, pentru că nu a mai avut acea întâlnire cu presa, dar... Nu, dar bine, probabil ce a spus el și ce a încercat să spună când a intrat peste membrii Consiliului Superior al Procurorilor și când a început să le dea din deget, să le spună că dacă voi... Păi și dacă le-a spus la ședința Consiliului, de ce urma să mai spună și la briefing? Nu știu, probabil a crezut că cei ce a indicat el în acele sesizări nu au fost informații care să le afle alți cetățeni, dar mă rog, era vorba de chestii formale de genul recuzărilor pentru motive inventate a unor membri a Consiliului. Reforma în justiție. Cum vreți în continuare să o promovați? Bine, avem mai multe planuri aici. Vrem să promovăm legea cu privire la evaluarea externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Deci veți insista pe evaluarea externă. Da, dar alte soluții noi nu vedem, pentru că, din păcate, situația este de așa natură că nu mai poți să mergi cu mănuși albi. Este necesară o evaluare independent de către comisii față de care nu există obiecții de lipsă de imparțialitate, care să facă evaluarea tuturor judecătorilor sau, mă rog, celor mai mulți judecători și procurori sub aspectul integrității în special, pentru a ne spune nouă tuturor cetățenilor dacă un anumit judecător are sau nu probleme de integritate. Cei care vor avea probleme de integritate vor trebui să plece din funcțiile respective. Cei care vor rămâne
ar trebui să continue. Totodată va trebui să venim cu, să majorăm numărul de persoane care intră în acest sistem pentru a face față numărului de, pentru a nu bloca sistemul de justiție. Dar când ar putea începe această evaluare? Noi am făcut un calendar aproximativ. Este important ca de la etapa la care suntem să avem un consens împreună cu partenerii dezvoltare Republicii Moldova, pentru că implementarea cu succes a unei astfel de reformă este o reformă extraordinară. Poate avea loc doar dacă ai susținerea partenerilor în procesul de implementare. Astfel de legi presupun că la evaluarea integrității, de exemplu, a judecătorilor și procurorilor, participă comisii constituite din experți naționali și experți internaționali, respectiv pentru ca să nu fie o situație de blocaj. Când nu există experți internaționali, trebuie din start să convenim cu partenerii conceptul acestei reforme, să avem un feedback pozitiv. Deci în acest an lucrul ăsta nu se va întâmpla. Deci în acest an noi lucrăm la și cred că chiar de săptămâna. Noi avem un concept, am spus în discuțiile cu Uniunea Europeană, Consiliul Europei, cu Statele Unite ale Americii, am spus în felul următor. Noi nu avansăm repede cu proiectul de lege la evaluarea externă extraordinară. La început încercăm să găsim consens cu privire la concept și noi avem unul. Poate în rezultatul discuțiilor putea să mai fie unul sau două, din acestea trei, de exemplu, concepte, să alegem unul, convenim, batem în cuie acest concept, după care pe baza acestui concept elaborăm nemijlocit proiectul de lege, pentru că n-ar fi complicat. Dacă tu ai determinat, ai aprobat elementele de bază, după care urmează scrierea tehnică nemijlocită. Oricum, proiectului. Asta solicită timp. Da, asta solicită un pic de timp, dar le-am spus tuturor partenerilor, nu ne grăbim, nu mergem repede în detrimentul calității. Pentru noi este important ca această reformă să aibă o finalitate pozitivă, așa cum își doresc cetățenii Republicii Moldova, adică să existe o curățire reală a sistemului judecătorilor și procurorilor. Deci revin, după ce aprobăm conceptul, scriem legea, trimitem legea, proiectul legii la Comisia de la Veneția. După ce definitivăm urmarea avizului Comisiei de la Veneția, aprobăm în guvern și trimitem în Parlament. Eu cred că până la sfârșitul anului 2021, începutul anului 2022, noi am putea avea deja proiectul legii aprobat de guvern și în primăvara anului 2022 să avem deja legea aprobată de Parlament. O lună, două, trei facem pregătirea pentru implementarea, selectarea experților atât din exterior cât și interior. Probabil vom merge pe modelul ucrainesc care a fost expertizat recent de Comisia de la Veneția. Deci aceste comisii de evaluare sunt constituite din 50% experți naționali, 50% experți internaționali, deci o astfel de abordare. Și undeva la sfârșitul primăverii, la începutul verii 2022, vom porni deja nemijlocit procesul de evaluare externă. Sunt și experți care spun că modelul ucrainean n-a dat mare rezultate. El abia a început acum. Jumate de an, că dacă facem calcule, ar trebui să treacă cam o jumătate de an până se ajunge ca legea să fie adoptată. Ce se întâmplă în justiție? Bine, sunt alte lucruri pe care noi vrem să le facem în justiție. De exemplu, în programul de guvernare, dar și în planul de activitate a guvernului, avem ca obiectiv reformarea, transformarea Procuraturii Anticorupției după modelul Direcției Naționale Anticorupției din România. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că nu mai există două, trei instituții care luptă cu corupția, sau bine, există, dar dacă ne referim la marea corupție, există o singură instituție care are
independența necesară, instrumentariu necesar, stabilit, clar competențele, că ei luptă doar cu marea corupție, nu luptă cu corupția medie și mică, respectiv putem să facem, să încercăm să promovăm legea care, prin care să fie constituit o astfel de instituție. Da? Deci avem foarte multe lucruri. Urmează... Și noi chiar am avut o discuție cu colegii ceva timp în urmă și am încercat să punem pe hârtie 10 puncte pe o pagină care sunt prioritare, pentru că lucrurile sunt foarte multe de făcut, atât în avocatură, notariat, Administrația Națională a Penitenciarelor, probațiunea, dar am spus că haideți să facem această listă de priorități și ne-a reușit să facem, spunem pe hârtie 10 lucruri pe care, care sunt cele mai prioritare pentru reformarea justiției din Republica Moldova. Între timp, deputații ați spus că vor dezbate în lectura a doua proiectele de modificare a legii privind Autoritatea Națională de Integritate. Asta, acum dezbăteau chiar... Da. A legii privind declararea averii și a intereselor personale, precum și cel de modificare a codului de executare al Republicii Moldova. Ați promis în campania electorală că o prioritate rămâne să fie confiscarea averii care nu pot fi justificate de către cei care le-au dobândit. La ce etapă sunteți acum? Doar să îmbunătățiți norma legală? Norma legală o îmbunătățim și asta. În același timp, încă când eram, fiind parlamentar, împreună cu colegii am depus la Curtea Constituțională două inițiative legislative. Prima care ar inversa sarcina probii în cazul confiscării averilor, da? Articolul 46 alinea 3, și acolo lucrurile chiar s-ar inversa, da? Deci nu ar trebui statul sau instituțiile statului să demonstreze caracterul ilicit, ci funcționarii publici, că aici despre ei vorbim, ar trebui să demonstreze caracterul licit. Dar prin această inițiativă, aceste modificări a legii ANI, noi clarificăm procedurile pentru a fi posibilă confiscarea averii chiar și având cadrul constituțional așa cum este existent la momentul de față. Da? Deci clarificăm cu mare loc această partajare a competențelor în sensul demonstrării caracterului licit versus ilicit. Deci această lege urmează să clarifice aceste aspecte. În afară de aceasta, o altă inițiativă care am depus-o la Curtea Constituțională este cea cu privire la renunțarea la imunitatea deputaților în cazul în care, în raport cu ei, există suspiciuni de acte corupționale. În spațiu public se mai acreditează ideea că insistați prea mult pe dimensiunea, pe sectorul justiției, pentru că e mult mai greu să obții rezultate în alte sectoare? Economic? De ce? Nu aș spune. Este dimpotrivă. Parlamentul a adoptat Parlamentul și Guvernul deja au adoptat, a adoptat legislații care țin de majorarea pensiei. Între timp s-au majorat tarifele și lumea tot cu necaz rămâne. Da, evident, probleme sunt multe, sunt lucruri care depind de noi, sunt lucruri care nu depind de noi. Colegii au vorbit despre necesitatea luării unor măsuri pentru a echilibra într-un fel aceste scumpiri, inclusiv scumpirile pe piața carburanți sau energie. Și cumva lucrăm în paralel. Nu aș spune că ne concentrăm prea mult pe reforma justiției. Reforma justiției este cel mai important lucru, pentru că de ea până la urmă depinde bunăstarea. Atât timp cât din Republica Moldova se fură și hoții fură în continuare, nu sunt sancționați, nu suntem de procurori, că procurorii îi lasă în pace sau dacă îi prind, ulterior îi eliberează, evident că acest lucru are un impact negativ asupra bugetului statului, dar bugetul statului înseamnă bani pentru pensii, pentru salarii, pentru drumuri, pentru școli, pentru grădinițe. Deci lucrurile sunt legate și evident că fără o reformă a justiției noi nu vom putea aduce bunăstarea pe care o merită cetățenii Republicii Moldova. Există o estimare câți bani s-au cheltuit și se mai cheltuie pentru reforma justiției?
Probabil sunt cifre exacte, nu vă pot spune acum exact, deci o cifră concretă, s-au cheltuit foarte mulți bani, dar din păcate lucrurile nu s-au îmbunătățit. S-au îmbunătățit așa, pe din afară cumva, da? Mai avem câte o sediu a instanței de judecată care arată bine, dar înregistrarea audio a ședințelor de judecată, înregistrarea audio, scaune, comode pentru judecători, ce mai avem? Avem, dar procurorii se plâng și ei că au o sarcină foarte încărcată și judecătorii spun același lucru, au foarte multe dosare și când trebuie să lucrezi pe fiecare dosar în parte, e o sarcină foarte grea. Da, au și ei justificările lor. Bine, asta nu înseamnă că tu ai avea justificări să nu îți faci lucru eficient. Da, înțeleg, sunt situații și situații. Evident că sunt cazuri când judecătorii, mai ales din Chișinău, sunt foarte încărcați, au examinat foarte multe dosare, deci nu reușesc. Dar asta nu înseamnă că nu. Dar trebuie, această nu... supraaglomerare poate să-i ajute ca ei să producă și eficiență? Asta și spuneam, sigur că este complicat în unele situații de a avea eficiență atâta timp cât tu trebuie să, tu ca judecător trebuie să ai 3 ședințe pe zi și să mai redactez 3 hotărâri sau încheieri, dar asta nu înseamnă că poți să faci lucrurile incorrect și nu ar fi o justificare să faci lucrurile incorrect. Ei mai spun că nici nu ajung judecători. Nu ajung cine? Judecători. A, da, sunt situații când și numărul, sunt mai multe locuri vacante prin instanțele judecătorești. Sunt blocate unele colegii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Lucrul ăsta este determinat de faptul că trebuie să organizeze adunarea generală, dar din cauza pandemiei lucrurile au tot fost amânate. Deci evident că sunt probleme care trebuie rezolvate și vor fi rezolvate. Mulțumim foarte mult pentru aceste lămuriri și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc și eu pentru invitație.